Eu vă îndemn să veniți la această licitație, pentru că, de fapt, este o garanție de îmbogățire. Nu neapărat de îmbogățire materială, ci de îmbogățire spirituală. Trăim un moment de grație. Când apar lucruri de valoare, de foarte mare valoare, trebuie să luăm puțin aminte, să încercăm să ne degajăm de necazurile cotidiene și să le privim cu curiozitate, cu respect și în măsura în care am putea să le achiziționăm, să știți că este o afacere. Nu vă vorbesc acum ca un negustor, fiindcă nu sunt, dar practica spune că în momentele de criză, de fapt, poți să faci afaceri. Ori, cei care sunt interesați de documente, și trebuie să vă spun că la licitația proximă sunt câteva piese absolut uimitoare. Că e vorba de un decret al Mariei Terezia din 1750 cu iscălitura ei, sau că este vorba de un extraordinar uric de la Alexandru cel Bun din 1412, sau de o Biblie de la 1500, adică sunt câteva piese absolut excepționale și, dincolo de faptul că în momentul de față sunt o zestre spirituală a României, ele pot deveni și o zestre personală absolut extraordinară și trebuie să avem un moment în care ne ridicăm moralul. Știți de ce? Pentru că în ciuda tulburărilor, a vârtejului în care suntem prinși acum, în acest început de al treilea deceniu al secolului, s-au păstrat valori, sunt puse în evidență absolut splendid și eu am cel puțin convingerea că păstrarea lor va dăinui. Păstrarea acestor documente, că se face în muzee, că se face în case particulare, să știți că este o dovadă a expresivității poporului român, a dorinței sale de a arăta că în acest spațiu geografic s-au întâmplat o mulțime de lucruri bune. Ovenicianul spunea un lucru: noi suntem un popor mic și nu putem să ne afirmăm în Europa altfel decât prin cultură și diplomație. Sigur, diplomații sunt numiți de conducerea statului și sunt cum sunt, dar cultura, receptarea culturii, dragostea pentru valorile perene, asta trebuie să o manifestăm. Iar participarea la o astfel de licitație, să știți că este o dovadă a spiritului nostru, a superiorității noastre spirituale, a dăinirii noastre, dacă vreți, în Europa. Este o piesă de excepțională importanță, pentru că, dacă vreți, este emblematic pentru felul nostru pe care trebuie să ne-l asumăm. Adică un fel nechipzuit de a reacționa în momente foarte importante. Ce se întâmplă? După 7 ani de domnie, prințul Alexandru Ioan Cuza este îndepărtat, este silit să abdice. Abia după ce l-au silit să iscălească actul de abdicare, fie el a plecat din țară, conjurații și-au dat seama că n-au pe cine pune în loc. Ce facem? Și-au trimis emisari în dreapta, în stânga, oprindu-se, între altele, la prințul Filip de Flandra. Toată țara a început să se gândească cum va arăta sub conducerea lui Filip de Flandra. Și poate cei mai grăbiți, care au și pus în practică această realitate,
au fost eleormănenii. De ce? Pentru că ei au emis, judecătoria, de fapt, din județul lui Teleorman, a emis un act în numele alteței sale, Filip de Flandra. Ori, vă dați seama că actul acela avea putere juridică în spațiul românesc. Ăsta era conducătorul țării. Doar că Filip de Flandra nu a primit această calitate. Spiritul tutelar european la acea vreme era Napoleon al III-lea. Ori, Napoleon al III-lea s-a împotrivit acestei opțiuni grăbite a românilor, pentru că el provenea din familia de Orléans. Era familie aflată în dispută, în opoziție, cu familia lui Napoleon. Sigur, este adevărat și lucrul acesta. Dar să știți că principele însuși, al minter un om de bun simț, a refuzat onoarea de a deveni prințul României. Motivele lui erau foarte omenești. Dincolo de faptul că nu știa mare lucru despre acest teritoriu european, dar omul era absolut surd. Și vă dați seama că era o dificultate. Acest handicap era odată în plus făcut să îngreuneze dialogul cu viitorii lui supuși. Și atunci omul a rămas deoparte. Noi trebuie să cunoaștem adevărul. Și adevărul acesta este, adică acest apel al românilor, făcut la întâmplare, către un om foarte rezonabil, la care n-avea nici expresivitatea pe care a dobândit-o ulterior Carol. Raritatea actelor, aș spune că dacă vor mai fi existând, trebuie să fie doar două, trei. Iar acest act necugetat, aș spune, de a proclama înainte de a avea acordul omului și al puterilor garante, în ceea ce privește urcarea pe tron, cred că dă acestui document un caracter de unicitate. Și cine îl va avea în mână, vă rog să mă credeți că va avea o comoară.